Bărbatul de 28 de ani din Tohaten, în care ar fi violat, apoi omorât o femeie de 29 de ani, riscă să-și petreacă tot restul vieții în spatele gratiilor. Procurorii din Chișinău, oficiul Ciocana, au finalizat urmărirea penală, iar dosarul pe numele suspectului au fost transmis judecătorilor. Amintim că trupul neînsuflețit al victimei a fost găsit pe 30 mai în pădurea de la Colonița. Anterior, femeia fusese anunțată în căutare de către rude și poliție. Atunci, forțele de ordine au stabilit că victima se afla împreună cu suspectul într-o gospodărie din Colonița și consumase împreună alcool. La un moment dat, cei doi s-ar fi luat la ceartă. Ulterior, bărbatul ar fi agresat sexual femeia, după care ar fi omorât-o. Pentru a ascunde urmele infracțiunii, suspectul ar fi aruncat cadavrul în pădurea din apropiere. La scurt timp după ce au fost găsit cadavrul femeii, polițiștii l-au identificat și pe suspect. Potrivit procurorilor, în cadrul investigațiilor, suspectul și-ar fi recunoscut vina. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 20 de ani de pușcărie sau detenție pe viață. Femeia era divorțată și a lăsat în urmă doi copii.